22 de ani de la Revoluție, nostalgicii regimului comunist s-au adunat la mormântul lui Nicolae Ceaușescu. Oamenii au prins lumânări și au cântat cântece patriotice. Nicolae și Elena Ceaușescu au fost executați chiar în ziua de Crăciun. Trupurile lor au fost îngropate în cimitirul Ghencea din București. Trei culori cunosc pe nume, amintind un grav popor, ce vitească un vechi de lume. Mormântul soților Ceaușescu e loc de pelerinaj pentru zeci de români în fiecare an. Astăzi au fost parcă mai mulți decât de obicei. Astăzi a fost omorât fiul poporului. Țara era plină de fabrici și usine. Astăzi s-a ales praful și pulberea de ele. Oamenii regretă vremurile dinainte de 89. Era foarte bine, excepțional, să știți, mă cuvânt. Acum vă spun corect, nu că fac politică, a fost mereu de partid. Acum n-are omul ce să pune pe masă. Și atunci aveți? Da, aveam. După vremea lui, am terminat la facultate, am avut un loc de muncă, am avut o casă. Cum să nu vii? Mănânc în pensie după acele vremuri. Unde sunt școlile? S-au distrus, domnule. Ce facem? Unde mai învață tineretul ăsta? Ca să muncească, trebuie să cunoască meseria până să ajungă să muncească, da? Ce a făcut la Iliescu și până la Băsescu în prezent? Vor mai trece 20 să te trezești din prostie. De acum eu vândem români ca în 68 să vă uniți, să alungăm pe acești păgâni. Astăzi se împlinesc 22 de ani de la execuția lui Nicolae și a Elenei Ceaușescu.